2, 3, 4, m-am pornit cu căutatul. Ce? Melissa trișează în timp ce numără? Dar nu e corect așa, Melissa! Așa pot căuta și eu! Eu am o propunere! Ce zice să ne ascundem trișând? Adică de ascunzilea fără reguli? Sună interesant! Atunci hai să încercăm! Atunci eu voi fi cel care va căuta! Știi ce, Mircea? Atunci când e fără trișări, caută tati! Dar când cu trișări, căutați voi! Iar nu o faci tu pe șmecherul! De data aceasta, caut eu! Tati, dacă vrea băiatul să caute, lasă-l să caute! Mami, lasă-l în pace! I-am trișat! Nici nu vreau să caut! Indiferent că ai vrut să cauți sau nu ai vrut să cauți, să vezi ce tehnici de trișare pentru a vă găsi pe voi toți am eu. Deci challenge-ul de astăzi va fi plin de trișări și de minciuni, iar noi vom încălca toate regulile la maxim. Deci astăzi eu voi fi vânătorul de mincinoși pe care va trebui să-i caut peste 15 minute. Hai să ne grăbim! Atunci fugim! Unde se va ascund? Atunci eu voi aștepta în mașină ca să nu văd unde ei se ascund. Până ei se ascund prin toată casa, eu vreau să vă prezint toate tehnicile pe care le voi folosi eu de trișare în acest challenge. Pentru că este unicul challenge în care nu e voie să trișezi, ci trebuie să trișezi la maxim. Și iată prima mea minciună, prima mea trișare! La fiecare dintre cei care se ascund, le-am pus câte un AirTag ca să văd unde se află. Matei, dar din ce cauză prin casă? Tu umbli îmbrăcat în geacă! Așa vreau eu, să fie mai cald. Bine! Tu mai bine, Mateiaș, privește ce păsărică ia mai pe geam. Unde? A zburat deja. Faci temere, da? Da. Vai, cât e de departe Maldivele ăsta. Da, e foarte departe. Tu ce zici? Eu nu zic nimic, îmi fac temere. Atunci te las. Fructe! Vrei și tu? Da, mulțumesc! Iar acum intru în aplicația Găsire și mă uit fiecare dintre ei unde se află. Spre exemplu, Mircea este lângă Melissa. Iar mami umblă prin toată casa. Probabil și-a pus ceva în plan. Așa. Cât mai sus să nu observe tati. Perfect. Instalez camere de supraveghere prin toată casa. Și-l urmăresc pe tate pe aplicație, încotro o ia. Mai am de instalat încă câteva și gata. Tati, tati. Și în colțul ăsta e important. Așa e, să verificăm. Este. Acum vă vedea fiecare pas pe care îl face tati prin casă. Și nu numai. Eu vă ruga pe Mihaela și Ionuț să mă ajute să mă ascund. Miha, Ionuț, veniți la mine! Venim!
faci cu hainele mele. Tata ți-e facheta că eu sunt Matei. Merci eu. Asta cine mă ține? Și asta cine? Trebuie să mă gândesc și eu la o șmecherie. Mami, ce faci aici? Au, m-ai speriat! Instalez niște camere. Dar tu ce faci? La mine sunt masă. Vreau să-l prind pe tati. Dar tu mai bine m-ai ajutat decât să râzi așa. Așa trebuia să-mi spui din start. Privește ce pot face. Asta tu ai făcut? Da, casa inteligentă. Păi tu îți imaginezi ce capcane putem noi să-i facem lui tati? Da, el se așează să se joace la calculator și dintr-o dată îi sting energia electrică. Hop! Și se enerva așa de tare încât va renunța la acest challenge. Serios? Ba nu, Mircea, din potrivă! Îi lasă să se așeze la calculator, să se joace, iar tu vei închide ușa! Uite la așa șmecherie! Nu m-am gândit! Trebuie să caut cheia de la ușa mea! Casa noastră e destul de mare! Vreau să mă ascund în masă! Ba nu, aici! Ba nu, în scaun! Mihai, tot e ascuns aici. Atunci eu să găsesc alt loc. Ce bun loc am găsit, Mihai. Dar dacă ei au găsit cele mai bune locuri, unde mă ascund eu? Ce? Camera de supraveghere? Mie nu-mi place când cineva mă urmărește. Cumva să o deconectez. Sau nu, mai bine să o stup. Am ceva la mine. Oh, perfect! Uite așa. Unde să mă ascund? Unde și nu Melissa. M-ai speriat, Ionuț. Mi-ai luat cel mai bun loc. Eu sunt Matei. Eu vreau să încerc următoarea trișare. Voi lipi acest poster de ușă ca tati să creadă că cineva este în acea cameră. Așa, noi special îl vom amăgi. Va dori el să intre acolo? Cu siguranță! Dar noi îi vom îngreuna puțin situația. Am nevoie de șurubelniță. Aceasta se potrivește. Voi scoate broasca ușii. Și acum deschide dacă poți. Perfect. Și-și va irosi tot timpul său prețios să ne caute. Dar el se va chinui să deschidă o ușă după care nu este nimeni. Dar trebuie și eu să mă ascund undeva. Dar parcă totuși ceva am uitat să fac. Da! Dispozitivul de bruiaj. Mai pe scurt, oprește tot internetul. Nu mai funcționează niciun telefon. Îl pornesc și acum toate semnalele din apropierea lui se vor bloca. Dar trebuie să-l ascund foarte bine să nu-l vadă tati. Sub scaun. Uite așa. Și acum totuși trebuie eu să-mi găsesc un loc. Cât mai rapid, avem foarte puțin timp la dispoziție. Iar acum, haideți să vă arăt mijlocul cu care eu voi câștiga acest challenge de ascunsirea cu trișări. Este telefonul plus o aplicație Thermal Vision. Temperatura din casă și de afară nu depășește 23 de grade, dar iată temperatura corpului. Standard este de 36,6.
Această aplicație mă va ajuta să-i găsesc oriunde ar fi ei, oriunde s-ar ascunde. Cu siguranță voi câștiga challenge-ul în câteva clipe, în câteva secunde. Doar că ei acolo nu prea se aud și nu prea se văd. Ia să văd eu după tag-uri. Unde se află ei? Eu am un șiretnic ideal ca să-l prind pe tati în capcană. Și pentru aceasta voi folosi generatoare de laser. Doar că trebuie să le punem pe tot perimetrul acestei camere. Iar când va trece tati pe aici, se va declanșa alarma. Gata, le-am instalat. Iar acum vreau să văd ce o să iasă. Deci, să treci neobservat pe această porțiune este imposibil. Oare funcționează? Da, nu este unul dintre cele mai plăcute sunete. Acum trebuie să merg mai departe, să fac și alte capcane. Dar voi scrieți în comentarii ce idei mai sunt. Ce e pălit alarmă? Încă nu s-au scos cele 15 minute. Chiar pe aici trebuia să treci, Matei! Stai, Ionuț, tu ești? Dar de ce te-ai îmbrăcat în haina lui Matei? Eu ajut! Eu sunt Matei! Aha! Acum am înțeles! Dar pe aici te rog să nu mai treci! Hai, fugi! Să pornesc chiar și alarma! Eu voi încuia toate ușile ca și tati să nu deschidă. Dar după una de ele, o să mă ascund eu. Iată, chiar aici. Ionuț, tu ești aici. Hai mai bine să te duc în altă parte. Eu vreau să mă ascund aici. Ultima dată. Mulțumesc! Să ai grijă! Bine! Câștigul este foarte aproape de mine! Doar îmi trebuie să-mi iau o geacă și atât! Numai că trebuie să o caut în debara. Unde era geaca mea? Am nevoie de ceva mai gros, dar astea sunt prea. Sunt haine de schi! O! Iată! Nu am înțeles! Cine e aici? Eu! Tu erai, Mircea! Da! M-ai speriat! Asta tu te-ai ascuns? Cum? Îți place ideea mea de camuflaj? Mircea, nici măcar nu te căutam și te-am găsit! Îmi pare că nu este chiar un loc prea bun! Tu pe mine nu m-ai găsit! Eu te-am speriat! Și tu nu mai știi câte idei mai am eu! Hai, lasă, nu mai spune! Să vezi eu ce idee am!
cu siguranță câștig acest challenge. Hai. Ești acasă? Nu chiar. Păi challenge-ul nostru este să ne ascundem în casă. Dar stai, avem voie să trișăm. Da, exact. Tocmai asta și fac. Nu mă duc tare departe. Pa, pa, ne vedem curând. Când câștig challenge-ul. Pa, pa, dar tu nu știi ce am în plan eu. Tati ne caută în această casă, dar eu voi sta aici. Important, Ais, limba după dinți. Ia să văd unde e Tati. Dar e cam răcoare aici. Să puneți căldura. Iată așa. Mă duc mai bine în jacuzzi sau în saună, să mă încălzesc puțin. Aici voi sta tot challenge-ul și tot aici eu îl voi câștiga, doar cu ajutorul vostru. Dar totuși trebuie să văd ce face tati. Și am nevoie de acest televizor și cumva să-l conectez. Ha! Wow, dar ce de greu! Priză? Deci am tot ce-mi trebuie ca să mă distrez și să-l urmăresc pe tati. Apropo, unde este el acum? Nu am înțeles! Dar de ce numai o cameră lucrează? Iar acum să înceapă distracția! Nu am înțeles! Aplicația Casă Inteligentă nu răspunde! Cum? Deja nicio cameră nu funcționează! Cineva o face intenționat! Ca eu să nu văd ce se petrece în casă! Sper ca băieților să le placă ideea mea cu bruiajul! Eu voi umple toată casa cu fum! De fapt, cu aburi! Ca să nu mă poate observa aici la mine în cameră! Și mă voi ascunde liniștit! Unde să-l pun? Aici! Acum pe mine nu o să mă observe nimeni! La maxim! Perfect! Dar nu e așa de mult! E cam puțin! Camera este prea mare și fum va trebui să fie mult! Stai! Mai bine mă duc în baie! Trebuie să găsesc o priză. Da, cam greu. Nu știam că atât de mult trebuie să aștept. Dar eu am răbdare, pentru că nimeni nu va vrea să caute într-o cameră plină cu fum. Pircea, ce ai făcut? Așa este pe lună cu fum. Dar tu cine ești? Ce cauți aici? Matei? Da, eu sunt Matei. Dacă nu-ți place aici, du-te! Dar parcă este vocea lui Ionuț. Mă duc. Nu mai îmi place la tine. Hei, închide ușa! Pleacă aburii! Uite cum a venit în ascunzișul meu și încă nu-i place. Oare ce ați văzut voi acolo? O oaie? Sau un extraterestru? Sau un robot? Sau un robot oaie extraterestru la un loc? Nu! Este o cameră care poate filma în orice ascunziș și iată oaia noastră! De fapt, sunt niște șervețele uscate! Niciun colțișor, niciun ascunziș nu poate să nu fie neexplorat de această cameră! Care vede totul și chiar are și un bec. Ia priviți! Dacă cumva este întuneric în ascunzișul pe care și l-au ales ei, nicio șansă! Vine nenea, beculețul și luminează totul acolo. Spre exemplu, dacă cineva se ascunde într-un dulap sau după el, eu voi băga această cameră și voi vedea ce se află acolo. Nicio șansă. Hai să mergem să-i căutăm.
Gata, ei nu au nicio șansă. În 10 secunde îi găsim pe toți. Stai, dar din ce cauză? Nu văd niciun AirTag. Toate sunt deconectate. Toate sunt offline. Ce s-a întâmplat? Cu siguranță le-am încărcat bateriile de la toate AirTag-urile. Și acum? Sau cineva le-a depistat? Sau cineva a pus un sistem de bruiere a semnalului? Nu las că, oricum, am eu alte dispozitive. Într-adevăr, nu prea poți rezista în așa cameră cu abori. Sunt prea mulți. Trebuie să-mi schimb locul. Nu m-am gândit, dar trebuie să pun în funcțiune planul C. Chiar dacă este foarte greu, n-am ce-i face. Am nevoie de un rucsac. Așa, vă găsesc eu pe voi. Unde sunteți? A? Săpatul? Nu? Nu? Așa, aici nu? Nu? Stai un pic. Pun în funcțiune aplicația mea Thermal Vision. Așa. Așa. Wow! Wow! Stai. Așa. Trebuie să verific pe oameni, pe mine. Așa. Ei, tu stai și nu faci nimic toată ziua, doar filmezi. Ia ține telefonul ăsta, așa aplicația, și filmează-mă. Cum? Sunt observat? Rapid? Așa și am știut. Ia dacă mă duc aici. Mă văd? Super! Ia dacă e aici, după pat, ha? Ce? Mă văd? Cum? Nu mă văd? Stai un pic! Asta... Într-adevăr, prin perete nu se vede nimic! Păi, dar pentru ce am cumpărat eu această aplicație? Pentru ca să scanez pereții, să văd ce se află după ei! Aplicație de 3 bani. De fapt, am achitat destul de mult pe ea. Așa e când îți pui toată nădejdea și speranța în niște aplicații. Nu mă spun de care. Dar știi, totuși, poate mă ajută. Wow! Aici este locul perfect unde voi trișa în acest challenge. Nici nu vă imaginați ce am găsit eu pentru a mă ascunde. A fost foarte dificil să găsesc. Wow! Pelerina Invisibilus! Semnat de HP! Ochelari? Cine e ăsta? Scriți voi în comentarii! Eu abia aștept să văd. Oare cum arată? Niciodată n-am văzut o pelerină Invisibilus! Cum arată? Vreau să mă ascund imediat! E cald aici! Voi sta și sub pelerina aceasta! Îmi va fi foarte cald! Trebuie să-mi schimb neapărat hainele! Așa este cu mult mai bine! Și acum veți vedea cum voi dispărea! 3, 2, 1! Mă văd? Scrieți în comentarii ca să știu! Și acum sunt! Interesant, pe unde s-au ascuns ei? Matei! Matei, te-am văzut! Chiar acum te cred! Matei! Matei! Hai, Matei, că te-am prins! Știu că în baie ești tu, Matei! N-ai ce face! Hai, ai pierdut challenge-ul din prima! Cucu! Hai, Matei, ieși! Ionuț, din ce caz te-ai îmbrăcat ca nu Matei? Eu și Matei și fata. Am înțeles șmecheria! Matei și-a făcut dubluri ca să-mi încurce mie toate cărările! Știi ce, Ionuț? Ia-mi câteva afară la joacă! Hai, hai!
să nu mi încurc să-i găsesc pe ceilalți, inclusiv pe Matei. Nu singur, cu Geaca. Hai, te rog, Ionuț, nu mă încurca în challenge. Eu trebuie să-l câștig, pentru că tu nu știi cel care va câștiga ce premiu mare va avea. Hai, 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 iară pe jur, mărânțeam, mărânțeam. Distracție plăcută! Am scăpat! Acum mai te ține-te bine! Un pic chiar o să dorm. Cu siguranță tati aici nu o să mă caute. Și pot să stau liniștită. Și pot om! Stai așa! Nici să nu mă observe! Dacă vreți continuarea acestui challenge, apăsați un mare like și scrieți în comentarii pe cine credeți că tati l-a găsit și cine va câștiga!